reporter la Radio România Internațională. Foarte rar mi-a fost dat să întâlnesc oameni ca el, îndrăgostiți pentru totdeauna de România. Adel Mehadin, un iordanian școlit la Iași și însurat vremelnic în Oltenia, s-a întors după niște ani în țara lui, lăsând însă României inima lui și sângele românesc al copiilor săi. Dorul de România l-a făcut să schimbe profesia și azi el e ghidul ce poartă grupuri de români la Petra și la Iordan, la Geraș, ori în deșertul Wadi Rum. Mereu însă, cu gândul la pădurile și la râurile din Carpați, la oamenii frumoși de la țară și la copiii lui cu sânge românesc. Copiii mei sunt români. Ambii copii ai mei sunt români și acest lucru mă mândresc întotdeauna. Că nu am luat eu cetățenia română, asta este o chestie minoră. Dar sângele meu este românesc. Copiii mei au sânge românesc. Ce pomenesc eu întotdeauna și cu oamenii de aici, sunt cunoscător foarte bun, pot spune, al proverbelor de România, care întotdeauna le traduc la oamenii de aici. Întotdeauna le spun, proverbul românesc spune și le traduc exact așa. Ei rămân mirați că de unde le știu. Ce îmi pare rău că am plecat de România. Țin să precizez faptul că nici până în ziua de astăzi, cu toate că acum sunt în Iordania, între ai mei, sunt și căsătorit de 2 luni de zile, nu m-am acomodat și că mă voi întoarce în România. Deci România așteaptă-mă că vin. Cu Adel Mehadin am făcut cunoștință la el în Iordania. Căutând alături de alți 9 jurnaliști români să înțelegem această țară misterioasă și primitoare. O săptămână de călătorii în care Adel, Mohamed și alți prieteni de la oficiul de turism al Iordaniei ne-au purtat în extazul descoperirilor succesive. Și pentru că am atins împreună frontiera sublimului și nu știam că frumusețea uneori doare, unul dintre noi a plâns. M-au copleșit niște emoții fantastice acum. De obicei, lacrima mea este foarte greu să curgă, dar din păcate în seara asta veți pleca. Am petrecut o săptămână frumoasă cu dumneavoastră, am râs și uite acum plâng. M-am bucurat foarte mult de prezența dumneavoastră, prezența românilor întotdeauna îmi face mare bucurie, dar cu dumneavoastră să știți că a fost altfel. Deci oameni serioși, profesioniști, adevărați și toți știu de viață. Lumea poate că are altă impresie despre oameni în presă. Am avut și eu grijă înainte să vină grupul dumneavoastră, când am aflat că este vorba de presă. Știu că sunt mai duri, dar mi-ați intrat la inima din prima zi. Când voi veni în România, știu că acum am foarte mulți prieteni, deci s-au mulțit. 10 dintre ei au luat o bucată bună din inimă când au plecat și sper să mă revăd cu ei cât de curând în România. Ați fost și în Oltenia, ați trăit în Oltenia, ați trăit și în Moldova. 2 provincii la distanță una de alta, cu obiceiuri deosebite. Aveți până la urmă o preferință? V-a plăcut mai mult în Oltenia sau în dulcea Moldova, în dulcele Iași? Da, am o preferință. România. Numai să fie România. Cea mai întunecată stradă, o peșteră, dar să fie România. Nu vă recomand o peșteră pentru că asta ar însemna singurătate, iar dumneavoastră nu sunteți făcut, așa cum vă cunosc, nu sunteți făcut să rămâneți singur. Dumneavoastră sunteți un om care vorbește, care comunică cu turiștii și care se împrietenește foarte repede cu ei și rămâne prieten de drum lung. Asta e vorba de la noi, când se spune, domne, trăiesc în aceea zonă chiar și într-o peșteră. Nu mai se simt aerul de România, apa de România, mâncarea de România, sufletul oamenilor de România. Multe, am avut foarte multe bucurii, nu vă le pot spune. Oricât aș încerca să-i număr, înseamnă să greșesc. Ne-am despărțit de Adel Mehadin cu promisiunea că ne vom revedea în vară undeva în România. Fraza aceea cu România așteaptă-mă că vin îmi place foarte mult și am putea să-i răspundem și noi. Iordania, așteaptă-ne, ne vom întoarce la tine. De fapt, eu cred că orice călătorie ne amanetează un colț de inimă, iar noi suntem datori să ne întoarcem, să ne luăm înapoi, ori, ca Adel Mehadin, să ne lăsăm inima nerăscumpărată cu totul și pentru totdeauna. Transmiteți întregii românii salutările mele și că iubesc pe toți. Iubesc pe români pretutindeni, oriunde s-ar afla. Rămân oamenii mei, prietenii mei, familia mea, fiinii mei, nepoții mei, copiii mei. La urma urmei, mi se zbălește pielea pe mine când aud cuvântul României. Asta e. Țin cel mai mult cu naționala a României, naționala de echipă de fotbal a României. Este o iubire fantastică pentru mine. Asta e. România rămâne în inima mea oricât aș trăi. Vă mulțumesc foarte mult și să vă dea bunul Dumnezeu ceea ce vă doriți și ceea ce meritați. Mulțumesc încă o dată și să știți că, într-adevăr, când spun că s-a rupt o bucată din inima mea, s-a rupt. Dar știu că este la loc sigur, acolo, în inima României.